Bombone de pom, făcute în casă. Bună ziua, eu sunt Camelia și astăzi vom prepara aceste bomboane de pom realizate cu lapte praf și ciocolată. Și o să avem nevoie de o oliță unde o să punem ingredientele noastre. De 240 de lapte condensat. Ori îl cumpărați, ori îl faceți acasă. Eu îl fac acasă. Este la fel ca cel cumpărat. Rețeta o găsiți pe canalul meu de YouTube. Deci 240 de lapte condensat. Deci o cutie din aia rotundă, așa. Apoi, 100 de grame de lapte praf. 100 de grame de ciocolată. Dacă le vreți cu ciocolată albă, puteți pune ciocolată albă. Sau faceți jumătate și jumătate. Jumătate faceți cu ciocolată, împărțiți în două rețeta. Jumătate cu ciocolată albă, jumătate cu ciocolată neagră. Și apoi faceți bomboanele în două culori. 30 de grame de unt. Și un praf de sare. Și toate acestea le punem în oliță și o să le dăm pe foc. Până se îngroașă compoziția. Și amestecăm din când în când. Și o să punem mai întâi laptele condensat. Vedeți? Cum arată? Așa, făcut în casă. Îl țineți la frigider. Așa. Și 240 de grame. O să adăugăm laptele praf, 100 de grame, 100 de, mulțumesc Carmen, 100 de grame de lapte praf. Să știți că au gustul ciocolatei de casă, la în interior, foarte bun. Și dacă aceasta este ciocolată 50%, vreți să puneți mai concentrat cu cacao, puneți ciocolată de 80-70% cacao. Așa. Punem și praful de sare. Un praf ușor de sare. Punem și untul. Așa. Amestecăm bine. Ia uitați, amestecăm bine laptele praf cu laptele condensat. Și apoi dăm pe foc. Vedeți? Dăm pe foc să se topească și după aceea adăugăm ciocolata. Am să deschid focul la foc mic. Așa. Dăm pe foc. La foc mic. Unde am? Mânerul. Am pierdut mânerul. Mânerul de la oală. Așa. Dăm pe foc și amestecăm. Vedeți că începe să se topească. Așa. Să se topească bine untul și să se amestece cu laptele praf și cu laptele condensat. Și după aceea adăugăm ciocolata. Și lăsăm la foc mic până se îngroașă. Am să vă arăt consistența. Așa, mai lăsăm puțin pe foc. Eu pun în această oală, că nu se lipește. Într-o oală normală se lipește. Trebuie să aveți mare, mare grijă. Așa, mai amestecăm puțin. Uitați. Consistența. Amestecăm să se topească untul. Am să public toate rețetele de bomboane, să vedeți câte sunt. Am foarte multe și diferite. Am și bomboane tip Raffaello. Astăzi facem bomboanele bune, bune.
Dacă doriți mai aromate, puteți adăuga rom, esență de rom în interior. Așa. Amestecăm să se topească untul, încă nu s-a topit. Așa. Uitați. Să se topească untul, mai este o bucățică. Nu era la temperatura camerei, de aceea se topește mai greu. Așa. Amestecăm, ia uitați, untul s-a topit. Acum eu am să adaug și ciocolata. Așa. Și o lăsăm să se topească. Și apoi la foc mic amestecăm, să avem grijă să nu se lipească. Aceasta este o oală care nu se lipește. Și la foc mic amestecați încet. Că eu vă spun că am încercat și la oală, oală normală. Mi s-a lipit de fund. Trebuie lăsat focul la mic. Așa, vedeți? A început să se topească și ciocolata. Și o lăsăm să se topească bine și apoi amestecăm până se îngroașă. Aici am un vas. Un vas de sticlă. Și am să pun... așa o pesetă. Vedeți crema cum este ciocolata? Acum eu o pun în acest vas. Așa. O punem pe toată aici. Și o acoperim cu folie de plastic. Și o lăsăm să se răcească. Să vedem dacă se desface. Și după ce s-a răcit, bine facem bombonelele. Așa. Și acoperim bine să se lipească. Vedeți? Ia uitați. Compoziția noastră s-a răcit. Vedeți? O să scoatem folia de plastic, folia alimentară. Ia uite. O să luăm puțină compoziție, mai multă. Așa. Și o să facem dreptunghiuri și o să le învelim cu hârtie de pom. Le dăm prin nucă de cocos. Așa. Așa. Și avem aceste coșulețe de hârtie. Vedeți? Avem aceste coșulețe de hârtie și o să le punem în interior. Și o să luăm bomboana noastră dată prin cocos și o să o așezăm așa aici. După ce am așezat-o, avem o foaie de staniol. Avem o foaie de staniol și o așezăm aici în interior. Și închidem. Așa. Și strângem la capete. Așa. Și o să avem bomboanele noastre de pom. Și așa continuăm cu toată compoziția. Și strângem bine. Și bomboanele noastre de pom sunt gata. Ia uitați. Vă mulțumesc din suflet pentru vizionare, vă doresc multă sănătate, sărbători fericite, un an nou fericit și ne vedem cu altă rețetă. Vă pup dulce pe toți, la revedere!